Numesc. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Georgina Condrea, de la Muzicală din Povești, Brașov, și am un joc interactiv pentru voi în seara aceasta. Jocul nostru se numește Tăsura. Fii atent! Râdeți, voi râdeți, dar vă zile sunt cele mai importante. Cai nu prea. Cine nu se ridică? Când își audă numele, respectiv, cai, birjan, împărat, împărăteasă, roata dreaptă față, roata stângă față, nu stai, roata stângă spate, roata dreaptă spate. Bea din paharul cu vin. Îți zic imediat ce. Normal. Vreau să-l rog acum pe domnul Bar. Agață și mai bine, cine mai departe. Nu ești, da? Birjan. Voi spune crăiasă, voi spune soție, voi spune amant. Da? Nu vă ridicați. Birjan. Facem o probă cu Birjan, da? Ne ridicăm și ne așezăm în funcție de cât de repede vorbesc eu. Și asta e mișcarea. Hai, ești gata? Birjan. Bunul meu birjan, singurul meu birjan, unicul meu vizitiu, la vizitiu te ridici. Nu, când începem, dați-i o pere, doamne, să vorbim frumos. Șef, vrei, calul șef. De-aia n-ai nimic pe tine. Erau, de fapt, patru cali, dar am zis că să fii și tu și i-am pus al cincelea. Mulțumesc! Bun! A fost odată, ca niciodată, de la fi, nu s-ar povesti. A fost odată, un împărat și-a mutat în viață. Într-o bună zi, împărătea s-a spus împăratul. Împărate, îngrișa, iubitul meu împărat. Ne ridicăm și ne așezăm, da? Singurul meu împărat, dragul meu împărat. Deci voi nu știți ce sunteți, așa e? Împărat, împărătesc. Cheamă-l pe birjarul nostru. Ia și pe împărată. Birjare, bunul meu slujitor, singurul meu birjar, unicul meu vizitiv. În hamă caii. Hai mai în față, Carle Maria, da. Așa. La caleașcă. De ce v-ați ridicat? Pentru că împărăteasa mea, frumoasa mea împărăteasă, prea bună mea străiasă, ar vrea să facem o plimbare cu trăsura. Bun. Acestea fiind spuse, înhățăm birjarul în hățurile și cu o lovitură strașnică de bici, îndemnăm caii la drum. Lung și prăfuit au străbătut trăsura trosnea din toate pieturile. La aparatul părătea să bea drum. Iubitul meu împărat, singurul meu soț, bunul meu amant. Ne întreabă pe birjarul nostru, credinciosul nostru birjar, singurul nostru vizitiv, a de patru oare al măsarii. Bunul meu birjar, singurul meu birjar, unicul meu vizitiv. Aia de patru cu oare, hai! Aia de patru cu oare, hai! Pe noi calule, șef, ce-am discutat noi? Ești cal, hai! Acestea fiind spuse, din nou, birjar.
ea și bea. Până când în părintea s-a spus Edipo, împărat, împărat, împritul meu împărat, unicul meu împărat, singurul meu soț. Unge-ți roțile acolo. În afară de asta, și la ta dreaptă din spate, spate un semn încetat. Și la ta stângă din față, la care s-a vrut în șurub. Împăratul, așa de tare și bea împărătoasa, încât imediat strigă. Birjare! Bunul meu birjar! Singur meu vizitiv! Oprise trăsura și verifică că unge-ți roțile. Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea birjarului așa. Aplauze pentru ei, vă rog! Așa s-a fost povestea Trăsurii. Am fost o situare din povești Brașov. Vă mulțumim!